Ate toaca cântă cucu, cornăresc ficiorii plugu. Întorc brazda și fac cruci, ca mânii din sat s-or duci. Dacă o trimis domnii jandarii, ca să-i duc la catani. Ce frumoasă-i piesa! Hai da, rule, hai, ca să-i duc la catani. Dacă-i sprezani cea boian, mari supărari am pofoc. Se tot uită mămuța să nu vină potera. Stă măicuța la zăvoare și să și-a mea mândră narigină, că apăr țară străină. Boii trag brazda șoare, din feciori în primăvară. Dar Bucovina, tu ești floare și seara! Bine ați revenit la noi! Bine v-am regăsit! De data aceasta, alături de dânsa, este prima concurentă de acolo, din Ucraina. De când o cunoașteți? Acum un an și jumătate a venit în casa mea și pentru mine a fost o onoare când îți intră în casă un preot. De acolo, din Bucovina, de dincolo de sârmă, cum spuneți noi, că este Bucovina noastră, Elena Pătrăuceanu a venit și a zis: domnul Panfil, te rog frumos, vreau să fiu alături de mama. Mama mea, Bucovină, țara mea. M-a impresionat. Mi-au dat lacrimile și am zis: cu tot dragul, și eu recomand ca o viitoare vedetă, pentru că atâta dorință la o studentă venită în România, nu am întâlnit. Să trăiască țara noastră și Bucovina. Succes! Doamne ajută! Doamne ajută! Mulțumim, Panfil Roată! Mulțumim! Grigore Leșe, vă rog! Este o melodie simplă, dar un singur lucru vreau să întreb. Când se bate clopotul deodată cu toca? Zice, bate clopotul și toca. Eu știu că de Paști, se gata cu clopotul, nu se mai bate, până la înviere, când e prohodul Domnului. Combinația asta că bate clopotul, îmi imaginez, de fapt, toca este clopot. Sigur că da, cântecele acestea, când vorbesc de teritorii, de astea, sunt impresionante, dar patetismul ăsta exagerat pe mine în ultima vreme mă cam lasă rece. Dumnezeu să-i ție sănătoși. Doamne ajută!
Mulțumesc. Elize Stan. Calitățile vocale și interpretative ale Elenei sunt evidente și se vede dorința ta extraordinară de a cânta. Eu cred că ai într-adevăr un viitor. Dramatismul pe care îl afișezi și pe chip, dar și în cântec, cu certitudine te va ajuta. Pe mine m-a impresionat. Mulțumim! Niculina! Pe mine mă ating foarte tare în suflet și în spiritul meu și în gândirea mea și în tot ce însemn eu ca ființă, piesele cu iz patriotic. Pentru mine tu ești un mesager, un mesager al neamului românesc, respectând tradițiile, portul popular care este impecabil, te-ai prezentat impecabil, vocea ta este de bun augur și de viitor, iar eu cred că dacă tu vei avea aceeași sfințenie în suflet și vei privi cu cumințenie către România, vei fi pentru noi un sprijin de nădejde pentru viitor, pentru că trebuie să pricepem că avem români peste tot, și în Valea Timocului, și în Bulgaria, și în Bucovina de Nord. Sunt ai noștri, ne aparțin și chiar dacă nu-i putem avea alături, trebuie să-i simțim și să-i primim cu sufletul, cu zâmbetul și cu privirea deschisă. Felicitări! Mulțumesc! Mulțumim! Cornelia? Eu te felicit pentru curajul tău și pentru dorința ta de a veni la Bucovina mamă, cum ai spus. Și sunt convinsă că ai să realizezi tot ce ți-ai propus, pentru că știi să te prezinți așa cum trebuie în momente importante. Bravo ție! Mulțumesc! Mulțumim! Mircea Dinescu, vă rog! Acum vreo 15 ani mergeam cu un prieten meu, mare medic, prin satele din Moldova. Și la un moment dat intrăm într-un sat în care toate fântânile erau acoperite și vopsite frumos, gardurile la fel, orânduite. Și am avut un șoc. Mai zic, ce se întâmplă? Unde suntem? Deci am intrat în Bucovina. Trebuie să recunoaștem că Bucovina a stat sub Imperiul Austriac și a învățat multe. Și faptul că și-au păstrat portul. Și ce port absolut, o eleganță și bogat, da? În orice caz, pe mine m-a impresionat combinația asta, a fost foarte frumos. Deci v-a plăcut momentul. Da, mi-a plăcut. Mulțumim foarte mult, mulțumim și succes la proba a treia. Mulțumesc. Ne vedem mai târziu.